Dragi prieteni, iată-ne pentru cei care au urmărit actualitatea zilei. E ca și cum nu ne-ar mai vedea, întrucât cu toții știu povestea, care, sigur, ne-a trecut și nouă pe la urechi, altfel n-avea cum să ni se întâmple, numirii consulului Nelu Barbu la Shanghai. Practic este una dintre ultimele lovituri pe care PSD-ul le dă, sau ni le dă nouă, ultima felie de tort pe care acesta o mai împarte acolo în familie. Nelu Barbu, așadar, fostul prezentator meteo al Antenei 3, a ajuns consulul României la Shanghai, sau va ajunge imediat ce informația va fi publicată în Monitorul Oficial. Asta ca să vedeți totuși ce mică e lumea. Nelu Barbu, fraților, cel pe care aveam onoarea să-l salut aproape seara de seară la un moment dat, când făcea acel duo memorabil cu Ion Cristoiu, și încercam și noi să ne strecurăm după ei, ca doi titani ieșeau din emisiune întotdeauna Ion Cristoiu înaintea lui Nelu Barbu. Nelu Barbu, poate o să spună unii, n-a fost un mare jurnalist. Nu știu, nu-i treaba noastră să comentăm, a fost un mare prezentator meteo, dar a fost un monstru de politețe. Deci el îl lăsa întotdeauna pe Ion Cristoiu să iasă primul din încăpere, îl conducea, nu-l scotea din maestre, da, pe marele Cristoiu, desigur, ca să nu mai vorbim de grija asta pe care a avut-o și cu care va intra și în istorie Nelu Barbu, cu altceva nu prea are cu ce să intre, grija asta fantastică pe care a avut-o față de păsări, față de porumbei. E bine, mă gândesc că el e un mare crescător, nu e o glumă asta, un dintre mari crescători europeni de vreau să spun de popândăi, nu de porumbei, născut în Târgoviște, un dâmbovițean așadar, Nelu Barbu, ajunge totuși, atât ce înseamnă prietenia în politică, vedeți? Așa e. Marginalii și cei care fac carieră. Noi stăteam și făceam glume la adresa unuia și altuia de aici, de la pupitru ăsta, ei își făceau relații. În timpul ăsta, vedeți cum e, mă? Și pe Rareș Bogdan l-au sunat la un moment dat. A sunat telefonul, era un număr, cum mă sună pe mine mai nou. Nu sunt singur în această situație. Am văzut că mai mulți români pățesc astfel de lucruri, numai că la mine telefonul e mai isteț și nu mă lasă să răspund. Deci apelurile care vin din toate colțurile lumii sunt restricționate de aparat. Adică de telefonul, de compania de telefonie mobilă. Și după aia mă uit și văd. Am fost sunat din Etiopia, am fost sunat din Lesotho, am fost sunat din Albania, am fost sunat din Eritrea. Mi-apar numere pe telefon. E așa, i-a apărut la un moment dat și lui Rareș Bogdan, numai că el, când s-a uitat mai bine la telefon, era PNL. Și atunci a sunat înapoi, că era în emisiune. Sunat înapoi și i-au spus: Rareș, să trăiți, să română, n-ați vrea să ne întâlnim la o cafeluță? S-au întâlnit la o cafeluță și uite așa a ajuns Rareș Bogdan, marele politician. Da? Adică nu pe competențe. Putea să fie bun, dar dacă nu era omul lor, nu era apropiat respectivei gândiri, respectivei doctrine, nu era chemat. Adică sunt cumva să credeți că liberalii vor angaja strict pe competențe, că vorbeam ieri în emisiune. Nu se angajează pe competențe. Se angajează pe cumetrii, pe relații, și după aia, dacă mai ai și competențe, cu atât mai bine, dar asta nu e important. Săracul cumpănașul, ați văzut, să tot chinuie acum să ne demonstreze că el a terminat nu știu ce universități. Domnul cumpănașul, nu-i cazul să veniți să faceți pe nebunul că ați făcut studii în Elveția, că sunteți doctor honoris causa în Ucraina. Nici nu ne interesează, poți să fii Tolomac și să candidezi la președinția României. Nu scrie nicăieri că trebuie să ai studii. Și din potrivă, nu vă onorează cu nimic, domnul cumpănașul, că în calitate de ONG-ist ați obținut o diplomă honoris causa în Ucraina. Că le-ați susținut lor a cauza nu știu ce răzbel. Nu vă onorează cu nimic, Dumnezeule. O mult mai serioasă era o diplomă făcută în România. Da? Să zicem. Decât sau studiile alea prin Elveția. Ce ne interesează pe noi, domnul cumpănașul, că dumneavoastră ați făcut studii în Elveția? Credeți că sunteți mai plăcut la televizor? Credeți că o să vă considere lumea mai inteligent decât sunteți? Că aveți facultățile astea? Și Marian Vanghelie avea studii în Elveția. Da? Și vă povesteam de amicul meu, ăla de era șef la Ringer.
Răzvan Cornețeanu, care terminase un liceu de mecanică fină la Craiova și avea 100 de diplome când intrai la el în birou din Statele Unite. Nu era drum peste ocean să nu se întoarcă cu o hârtie de-aia. Pe cine credeți că impresiona? Pe nimeni. Deci astăzi este mai cinstit și mai corect să n-ai studii. Ceea ce trebuie, bă, într-o societate corectă, bazată pe competențe, să vedem ce știi, ce poți. Și noi am avut atâția colegi care, pe vremuri când ne mai ocupam cu lucrurile astea, veneau întâi cu CV-ul, veneau cu diploma, veneau cu 10 la Facultatea de Jurnalism din București și ei nu erau în stare nici după 3 luni de practică să scrie corect o știre. Și mă interesează că aveau 10 pe linie. Deci ai lăsat-o pe asta. Dar bun, nu era subiectul Alexandru Cumpănașu, subiectul era Nelu Barbu, care ajunge totuși consul la Shanghai să cartografiem așa un pic. Shanghai este principalul oraș al Chinei, mai important economic și ca populație decât capitala Beijing, căia francezii spun în continuare Pekin, vechea denumire istorică a orașului. E bine, Shanghaiul, cel mai important oraș al Chinei așadar și practic cel mai important oraș din toată zona respectivă a planetei, îl va găzdui populație undeva, să spune, între 30 și 45 de milioane de locuitori are Shanghaiul. Nimeni nu poate să repertorieze exact, pentru că chinezii stau și în gaură de șarpe. Deci astea sunt povești. Eu nu zic acum, nu vreau să-i combat pe amicii noștri care realizează enciclopedii sau mai știu eu ce culegeri de tipul ăsta, că ei își fac treaba. Dar nu poți, într-un oraș ca Shanghai, chiar într-o Chină populară și comunistă, nu poți să-i repertoriezi pe toți. Chinezii sunt, să-mi fie iertată expresia, dar mai bine nu mai folosesc, că e prea bună și până la urmă se întoarce împotriva mea. Deci chinezii sunt. Bun. Deci nu avem posibilitatea. Și atunci Nelu Barbu, ducându-se acolo, dincolo de faptul că, sigur, orice consul este clădit să taie frunze la câini, va avea un pic de activitate. Că și o aglomerație acolo, Dumnezeule, de n-auzi nici porumbei când zboară pe lângă capul tău. Da? Dar activitatea mare se va efectua de către ambasada României la Beijing. Deci tot ce se va tria important acolo nu va ajunge la Neluțu. Numai că, de ce mi-e frică? Eu nu sunt invidios că Nelu Barbu a ajuns la Shanghai. Eu, de exemplu, nu m-aș fi dus la Shanghai. Eu, dacă nu-mi dădeau Marsilia, nu aș fi acceptat decât un post undeva în Africa Neagră. În general, în Golful Guinei. Deci, v-am mai spus, mă interesau cam așa. Togo, Benin, Côte d'Ivoire, hai să zicem poate un pic și Camerunul, care e un pic mai jos în coace. Cam atât, că în rest, în Golf, sunt țări de limbă engleză. Sierra Leone, Liberia, Ghana, astea Nigeria, astea nu mă interesau. Deci Togo, Benin, Côte d'Ivoire, poate și Burkina Faso, știți afecțiunea pe care o am față de poporul burkinabez prieten, țara oamenilor integri, asta înseamnă Burkina Faso, e un pic mai la nord, dar tot în zona respectivă, mai ales că Ouagadougou e, se poate spune că aparține de Golful Guinei, mai era Senegalul, sigur, care mă tenta, Dakar este un oraș extraordinar, și după aceea mai e Gambia, care nu e de limbă franceză în interiorul Senegalului, cam atât. N-aveam ce să caut acolo. Astea erau singurele soluții, numai că acolo noi n-avem consulate. Atenție, pentru că sunt țări, în general, unde România are ori ambasadă, ori nu are nimic. Nu există consulat românesc în această zonă. Dar sigur, ca idee, așa, să facem un pic de mișto, era bună. Deci, ca să revin la idee, nu mă îngrijorează foarte tare faptul că a ajuns consul la Shanghai Nelu Barbu. Mă deranjează faptul că el va acumula experiență. Uitați-vă, de exemplu, la Andrei Zaharescu, care a fost numit de Victor Ponta însuși consulul României la Cape Town. Oraș care, singur oraș din lume, care practic are ieșire la două oceane, Cape Town, da? Și care nu este capitala Africii de Sud. Dar avem consulat acolo, afacerile se tratează la Pretoria sau în altă parte. Africa de Sud are mai multe capitale administrative și teritoriale. Johannesburg, Pretoria, Cape Town, toate au câte un, au sedii dintre astea care pretind că este un tip de construcție, hai să zicem așa, germano-olandeză, Africa de Sud, din punct de vedere al administrației.
Și atunci așa se întâmplă lucrurile și olandezii sunt cu Amsterdamul și cu Haga, nemții sunt un stat federal care tot așa au, sau au avut capitala Republicii Federale, Germania la Bonn, cum spunea Mihai Rusu, deci tot pe stilul ăsta, elvețienii la fel nu au un cel mai mare oraș, așa și la sud-africani, ei deleagă zone, o țară foarte mare. Dar în fine, el nu este ambasador, este doar consul la Cape Town, unde nu se întâmplă nimic. Ați auzit ceva despre domnul Zaharescu, fostul prezentator far, vedetă al Antenei 1? E bine, de 6 ani, acest individ, din octombrie 2013, este consulul României în Republica Sud-Africană. Și dimineața face baie la Oceanul Atlantic, își ia bilet pe autobuzul 4, nu compostează că este diplomat, și seara se duce la Oceanul Indian pe autobuzul 6. Da? Deci, iată care este viața de consul la Cape Town. Asta mă deranjează, ca să mă întorc încă o dată la Nelu Barbu. Va acumula experiență și apoi va fi numit aproape în legitimă apărare ambasadorul României la Ciudad de Panama sau ambasadorul României la San Jose de Costa Rica sau ambasadorul României la Havana în Cuba sau ambasadorul României la Buenos Aires în Argentina sau ambasadorul României la Montevideo în Uruguay. Și ce ne facem, tată? Cum mă mai duc eu acasă? Cum mai ies eu pe stradă? Mă întreabă copiii, dar nene, ai ajuns cu părul alb și tot nu ești consul pe nicăieri? Tot acolo te duci la serviciu în fiecare seară? Vedeți, bă? Asta este. Na, asta e înfrângerea noastră, ne o asumăm. Au dreptate toți cei care ne insultă pe Facebook și pe toate rețelele de socializare în această seară. Și eu aș fi făcut la fel. M-aș fi insultat în toate felurile. Este o imensă înfrângere. Bă, Nelu Barbu, bă, consul la Shanghai. Am zis eu, la Nelu Barbu în casă nu cânta cocoșu, nu cânta nici porumbelu, la el cânta mai degrabă găina, așa că din punctul ăsta de vedere, Shanghai nu va fi chiar cel mai comod loc din lume. Când te trimite găina să cumperi castraveți și când în loc de castraveți aduci bambu sau urechi de lemn, după aia te trimite după morcov, apoi după țelină, nu, niciun fel de aluzie. Țelina merge cu morcovii, nu e. După aia te trimite la salată creață, după aia te trimite la hrean și uite așa faci 20 de drumuri și niciodată nu-i de ajuns. El va fi un fel de Nicu Constantin, ea va fi un fel de Ileana Stana Ionescu. Ce importanță are? Nu vom mai ști nimic. Shanghai, în calitate de consulat, este cam ce înseamnă Parlamentul European pentru aleșii neamului românesc. Te duci acolo și faci shopping la Bruxelles. Adevărat, cum sună Shanghai și cum sună Bruxelles. La Shanghai n-ajunge nimeni, poate doar Victor Ponta. Pe el îl confundă chinezii, fără nicio problemă îl consideră unul de-a lor la frontieră și ăsta are viză de China pe 100 de ani. În China îți trebuie viză. E adevărat că mai nou, și asta o spun pentru cei care, amicii emisiunii, care cutreieră lumea cu adevărat, au demonstrat-o cu vârf și îndesat câte cărți poștale ne-au trimis, că există totuși o posibilitate pe care statul chinez, guvernul comunist o oferă călătorilor în lumea largă, pentru că altfel China este o țară închisă și e foarte greu să pătrunzi acolo, formalitățile de intrare sunt extraordinar de lente, trebuie să lucrezi la TVR ca să ai viză de China. Mă vreau să bat mai multe apropo, că iarăși, deși spun lucruri faine, se întorc împotriva mea și sunt singur în lupta asta. Deci, ca să obții viză de China, trebuie să fii șmecher. Dar poți să te duci în China, dacă ai mulți bani, fără viză. Știți cum? Am mai povestit în emisiune, dar nu strică să mai spunem o dată. De exemplu, să ții un bilet pentru Tokyo sau pentru Osaka. Dar să faci escală la Shanghai, la Beijing, la Guangzhou sau în oricare alt mare, la Shenzhen, undeva într-un mare oraș chinezesc, cu condiția să nu stați mai mult de 72 de ore în orașul ăla. Poți să te duci să bei o cicoare cu Nelu Barbu la Shanghai. Sigur, dacă îți răspunde la telefon, dacă te mai cunoaște, sau dacă ești Ion Cristoiu. Da, ții un bilet de Tokyo, dar faci o escală de 72 de ore în Shanghai. Și atunci, dacă intri și ieși prin aceeași poartă aeriană, în cazul ăsta aeroportul internațional Shanghai,
poți să te duci mai departe către o altă țară, către o terță țară. Nu dacă te întorci în România, că atunci îți trebuie viză de China. Deci chinezii permit turiștilor ăstora grăbiți, în general ăștia care au suprafață financiară, să zăbovească pe teritoriul Republicii Populare Chineze până în 72 de ore, dar numai cu această condiție, să intre pe calea aeriană în primele 5 mari aeroporturi ale Chinei. Hong Kong nu, că în Hong Kong n-aveți nevoie de viză. Acolo a rămas de pe vremea când era protectorat britanic, nu-ți trebuie nimic acolo, doar simplu pașaport. China nu-și bagă nasul în această treabă. Deci poți să faci așa, numai că atenție, v-aș sugera ceva, să vă uitați bine la ceas. Că odată ce ați intrat în Shanghai, nu mai funcționează nimic. Nici internetul, nici telefonul nu-l puteți băga în priză. Nu vă mai cunoașteți nici numele. Nu mai știți din ce țară ați venit. Nu mai știți să formați nici de la un telefon public numărul de acasă. Atenție, nu veți găsi nicio rețea Wi-Fi, nu veți găsi nimic. Telefonul nu va fi utilizabil, laptopul nu va fi utilizabil, nici măcar prizele din China nu se potrivesc cu cele din Europa. Deci sunteți morți. Da, de asta spun măcar la ceas să vă uitați corect, pentru că dacă stați mai mult de 72 de ore, faceți 50 de ani de pușcărie în închisorile din China. Puteți să ieșiți după 2 ore din Shanghai, asta e voie, dar să nu ieșiți după 73 de ore ca zmierlit-o. Și încă ceva, n-aveți voie dacă v-ați dus la Beijing și după aia vă duceți în Papua Noua Guinee sau în Australia sau Noua Zeelandă, nu contează unde, n-aveți voie din Beijing să plecați în Shanghai. Și nici din Shanghai să plecați în Beijing. Trebuie să rămâneți în orașul respectiv. N-aveți voie să-l părăsiți sub nicio formă. Bine, că nici nu veți putea. Evident că autoritățile chineze, dacă te prind pe drum, urci într-un tren. O să vadă că n-ai viză de China. Și atunci ai mierlit-o. 200 de ani de pușcărie. Dar nu o să te lase.